Asociația Noua Acropolă și Complexul Muzeal Arad au deschis în această săptămână la Arad evenimentul Fenomenul Renașterii, idei care au schimbat lume. Am planificat o activitate statică, ceea ce înseamnă o expoziție de 54 de planșe expoziționale cu idei din știința în renaștere, muzica în renaștere, sculptura, pictura. Iar această expoziție este însuflețită de activități cu caracter foarte concret. Da, de această dată, în primăvară, ne-am reorientat spre Europa. Evenimentul cultural pe care îl organizăm împreună cu Asociația Noua Acropolă din Timișoara este un nou eveniment dedicat tinerilor, celor interesați de cursurile de filozofie organizate de această asociație și, bineînțeles, de atelierele pe care le realizăm împreună. Este vorba de ateliere din nou de pictură, ateliere pentru copii, ateliere de pictură pe basorelief, dar în premieră avem și ateliere de muzică, ateliere de dans renascentist și, bineînțeles, multe conferințe susținute de voluntarii timișoreni. La fel ca și în cazul precedentului eveniment organizat la Arad, Noua Acropolă propune exponate, conferințe, dar și ateliere interactive. În cadrul evenimentului Fenomenul Renașterii, ideile care au schimbat lumea, am propus un set de activități culturale care includ conferințe, mese rotunde filozofice, ateliere de dans, ateliere de muzică, ateliere de pictură și mai multe proiecții de film documentar. Manifestările vor dura până în data de 22 martie, iar participarea la evenimente este gratuită. Pentru cei care doresc să participe la ateliere, este nevoie însă de o înscriere prealabilă. Programul complet al evenimentului, precum și alte informații utile, pot fi obținute de pe site-ul noaacropolo.ro.